Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Oleg Serebrean, a avut o întrevedere de lucru cu reprezentanta specială a Uniunii Europene în procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană, Dorota Drăcisuliga, aflată în vizită de lucru în Republica Moldova, transmite Mold Press cu referire la biroul politicii de reintegrare. Discuțiile s-au axat pe situația curentă în dialogul dintre Chișinău și Tiraspol, abordările Chișinăului privind modalitatea de soluționare a problemelor actuale, prioritățile guvernamentale pe termen scurt și mediu în promovarea politicilor de reintegrare a țării. Vicepremierul pentru reintegrare a reiterat faptul că acțiunile autorităților Republicii Moldova țintesc restabilirea spațiilor naționale unice, aducerea activităților comerciale economice din regiunea transnistreană la rigorile cadrului normativ național, protecția socială a locuitorilor din raioanele de est ale țării, respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. A fost reafirmată necesitatea coordonării multidimensionale activității pe filiera dosarului transnistrean în toate formatele de dialog dintre Chișinău și Bruxelles.